Dimineața, o zi interesantă. Antren, tensiuni, provocări, rezolvări. Finalul contează. Și, bineînțeles, o strângere de mână. Iată ceanțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Alergătură destulă. Demersuri ca să beneficiați de o facilitate, de o reducere. Poate insistați să-și țină cineva cuvântul pe care vi l-a dat. Într-un alt context, dacă aveți răbdare, veți vedea că după lămurirea unei situații, un nu se poate transforma foarte ușor într-un da. Taur. Ați putea primi acum rezultatul oficial al unui control sau la unei evaluări. Cei mai tineri află dacă au depășit nivelul de începător și se pot gândi la un contract pe termen lung. Un imbold, încurajări sau sfaturi pot veni din partea omului iubit sau a cuiva cu care aveți o strânsă legătură. Gemeni. Neastâmpăr, grijă, curiozitate și sensibilitate. Vă simțiți datori să întrețineți atmosfera din cadrul echipei sau, în cuplu, îl încurajați pe celălalt să vă spună ce are pe suflet, cum vede el rezolvarea unei situații delicate cu care s-ar putea confrunta oricare dintre voi. Rac. Se poate să faceți cumpărături mai însemnate pentru casă sau pentru vreunul dintre cei mici. Poate că acesta are nevoie de echipament sportiv, de un instrument muzical sau de cine știe ce altceva. Poate că ar trebui să vă interesați de stadiul în care se află o cerere a voastră de rambursare a unei sume. Leu, merită să încercați finalizarea unei negocieri ca să economisiți timp sau să vă puteți concentra mai apoi asupra altor chestiuni importante. În cuplu, tachinări. Vă gândiți poate la locurile la care să petreceți sărbătorile din această iarnă? Propunerea acum, iar alegerea urmează. Fecioară, o zi plină pentru voi și veți da zor să terminați toate treburile începute recent, să puneți casa și cămara la punct. Posibil să cumpărați acum niște ustensile de bucătărie sau aparatură electrocasnică pentru că aveți gânduri mari în ceea ce privește sănătatea și hrana alor voștri. Balanță. Farmec, eleganță și putere de convingere. Posibil să lămuriți o neînțelegere și să preaduceți relația în parametrii normali. Sau poate chiar vouă vi se ceră să fiți arbitru într-o dispută, să ascultați ambele părți și să vă expuneți și voi punctul de vedere. Scorpion. Salutări și chiar vești bune, informații utile pentru voi de la cineva cu care nu v-ați văzut de multă vreme. Fapte sau vorbe ale voastre din trecut pot fi acum un avantaj pentru voi. Se pare că au contat pentru cel care are să vă facă acum o propunere, o ofertă. Săgetător. Se pare că funcționați la parametri maximi în această perioadă. Energie, atenție în mai multe locuri în același timp, dacă este nevoie, decizii la minut. Ar fi greu să reziste cineva unei vorbe bune de ale voastre, unei încercări de împăcare, dacă este cazul, unei glume răstite de voi. Capricorn, vi se face o plată, se întorc la voi niște bani. Oricum, aspecte bune în plan financiar. Se poate să achitați și voi o cotizație, să contribuiți în bună parte la cadoul pentru un coleg sau considerați că a sosit vremea să faceți o tratație, o cheltuială de protocol. Vărsător, veți pune niște lucruri în mișcare. Se ține cont de idei și de propuneri ale voastre. Este remarcat și este exemplul personal. Pe de altă parte, începe poate să se resimtă oboseala acumulată în ultimele săptămâni sau luni și ar fi bine să fiți mai atenți cu voi înșivă. Pești. O zi destul de încărcată. Urgențe par să devină chestiuni pe care nu le-ați putut rezolva la timp din cauza de alte urgențe. Și parcă abia așteptați niște zile de odihnă, timp petrecut în mijlocul naturii, pe marginea unui lac. Să avem o zi bună! Doamne, ajută să vă audă!